Bun găsit, doamnelor și domnilor! În România, abia acum, în prag de primăvară, se pregătesc mișcările de stradă. În timp ce protestele din Piața Victoriei și-au mai pierdut din intensitate, socialdemocrații abia încep să se mobilizeze, chiar dacă șeful lor, Liviu Dragnea, a spus că nu este de acord cu organizarea unui meeting de susținere în capitală pentru guvernul Grindeanu. În teritoriul oamenii își fac treaba lor. Mișcă mult mai repede decât cei de aici din capitală. De exemplu, liderii PSD Dâmbovița, acolo unde președinte este Adrian Țuțuianu, se pregătesc de cel mai mare meeting pentru susținerea guvernului. PSD Dâmbovița vrea să scoată în stradă 10.000 de oameni la Târgoviște. Un prim semnal a fost dat deja la Pitești, o manifestație la care au participat aproximativ 6.000 de oameni. Și pentru a afla mai multe despre acest meeting de susținere pe care îl pun la cale cei din Dâmbovița, intrăm în legătură telefonică directă cu domnul Alexandru Oprea, președinte al Consiliului Județean Dâmbovița. Bună ziua, domnule Oprea! Bună ziua, dar bănuiesc că ar trebui să specificați că sunt și secretarul executiv al Organizației Județene a Partidului Social Democrat. Evident, și sunteți unul dintre oamenii importanți ai PSD-ului, cel puțin acolo pe plan local. Înțeleg că dumneavoastră veți organiza această mișcare de stradă. Puteți să ne spuneți mai multe? Deci, solicitarea a venit din partea mai multor organizații ale Partidului Social Democrat, Organizația Județeană, vis-a-vis de organizarea acestei activități de susținere a guvernului Grindeanu. Vreau să spun că această solicitare nu este singulară. Organizația Județeană Dâmbovița a depus, sau va depune mai precis în cursul zilei de mâine, la Secretariatul Organizației Naționale un număr de 42.000 de semnături, mai precis 42.600, pentru susținerea cabinetului condus de către domnul Sorin Grindeanu. Există o stare de, să spunem așa, de nemulțumire din partea mai multor membri ai organizației noastre, din partea mai multor organizații, legate de faptul că am permis prea mult timp ca mulți, eu știu, care într-un fel sau altul au anumite nemulțumiri legate de rezultatul alegerilor din 11 decembrie să ne acuze de fel de lucruri. Și atunci este necesară și o ripostă, ca să o numesc altfel, din partea oamenilor care cred în valorile promovate de Partidul Social Democrat, cred în măsurile de guvernare întreprinse și care, spun eu, dau rezultate ale Partidului Social Democrat. Domnule Oprea, vor veni membrii ai PSD la acest meeting de susținere? Asta vreau să și spun. Mă bucură faptul că apelul nostru, deci noi mâine am convocat un comitet executiv județean lărgit în care vom supune aprobării membrilor această inițiativă. Nu mă îndoiesc că va trece fără probleme, pentru că majoritatea organizațiilor noastre și săptămâna trecută am avut un comitet executiv restrâns în care am adoptat o hotărâre prin care la punctul 1 am susținut guvernul Sorin Grindeanu, la punctul 2 am solicitat și am susținut fără rezerve pe președintele partidului, domnul Liviu Dragnea. Domnule Oprea, revin, 3, vor fi membrii PSD sau au venit oameni numai, așa? Nu numai. Vreau să vă spun că Organizația Județeană Dâmbovița, dintre organizațiile teritoriale, are, spunem noi, cel mai mare număr de membri. Avem undeva la 26.000 de membri. Și deja colegii ai dumneavoastră din presă au făcut public această intenție a organizației noastre și am primit numeroase solicitări și din partea altor persoane care nu sunt neapărat membri ai Partidului Social Democrat, sunt doar simpatizanți sau beneficiari ai măsurilor. Bun. Domnule Oprea, acum luate de guvernul nu, trebuie să ne, nu trebuie să ne ascundem că de multe ori s-a spus că protestele sunt și cumva impulsionate, cel puțin ultimele proteste au fost și ele, au stat și ele sub semnul așa unor suspiciuni. Dumneavoastră, ce aveți de gând să faceți ca să nu fiți acuzat ulterior, cine știe, prin presă, că ați adus oamenii cu autobuzele? Nu, sau, doamnă, mai știu, fiecare vor veni la acest meeting pe cont propriu cu, să zicem, mijloacele de transport din dotare, cu autoturismele proprietate personală sau cu mijloacele de transport în comun.
Noi ne propunem să procedăm de o manieră absolut corectă și transparentă. Am înaintat în cursul zilei de astăzi și mâine către toate instituțiile statului abilitate această solicitare pentru a primi permisiunea desfășurării în condiții legale a acestui meeting. Faptul că procedăm de o manieră transparentă și este normal să cunoaște și acest lucru, că inițial când s-au declanșat manifestările din Piața Victoriei, a doua zi au avut loc și la Târgoviște, și cel puțin presa locală a semnalat fără putință de tăgadă implicarea conducerii locale a Partidului Național Liberal în organizarea așa zisei manifestări spontane. Așa că faceți noi facem o manifestare organizată, cu aprobările de rigoare, cu membrii și cu simpatizări. Domnule Oprea, adică dumneavoastră bănuiesc că nu vă ascundeți. Sunt membrii, sunt simpatizați. Nu, transparent, în miezul zilei, ora pe care noi o prognozăm este ora 10, va fi o activitate statică în care adresăm câteva mesaje, după aceea ne propunem civilizat și de manieră pașnică să, pe un traseu pe care îl comunicăm organelor de poliție, să tranzităm sau să tranzatăm câteva străzi din municipiul Târgoviște. Mulțumesc pentru această intervenție, Alexandru Oprea, președinte al Consiliului Județean Dâmbovița și secretar general, dacă am înțeles bine, aceasta era funcția dumnealui în PSD Dâmbovița, oricum niște detalii în legătură cu organizarea importantă de la dumnealui. Alături de mine doamna Sarmiza Androni, consultantă politic, și domnul Ioan Ghișe, membru ALDE, Florin Durgheu, avocat, și Tudor Barbu, fost senator. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de mine. Cum funcționează aceste organizări? Am avut într-adevăr niște proteste aici în capitală, oameni care s-au revoltat față de măsurile luate de guvernanță, asta se știe foarte bine, au fost foarte mulți. Acum face și PSD-ul. Nu s-a urnit cam greu? Păi s-a urnit foarte târziu. Eu, sincer, să fiu, nu prea înțeleg care mai este rostul acestui meeting cu atât de mulți oameni. Oricum, noi știm foarte clar că PSD-ul are susținători. Nu mai trebuie să demonstreze nimic. Oamenii care au ieșit în stradă în Piața Victoriei au ieșit împotriva corupției, împotriva oamenilor politici și a transparenței acțiunilor lor. Ce face PSD-ul acum mi se pare un nonsens. Probabil că scad în sondaje, mă rog, ori avea ei ceva în minte. Însă, cred că diferența dintre oamenii care au ieșit în Piața Victoriei și cei care vin să susțină PSD-ul este una foarte, foarte mare. Pentru că dacă acum câțiva ani PSD-ul ar fi ieșit cu măsurile cu care a ieșit acum înainte de ordonanța 13, respectiv creșterea salariilor cu 16%, pentru că asta s-a întâmplat înainte ca oamenii să iasă, înainte de ordonanța 13. Au crescut pensiile, s-a renunțat la cele 102 taxe. Deci dacă măsurile astea ar fi avut loc cu mulți ani înainte, cred că oamenii n-ar mai fi ieșit în stradă. Însă, în continuare, cred că tipologia omului care a ieșit în stradă în Piața Victoriei este cu totul alta și manifestația pe care ei au făcut-o acolo și acțiunile pe care ei le-au întreprins au avut o cu totul și cu totul altă natură și au surprins cumva PSD-ul. Și mai mult de atât, am putea să spunem că nu erau politizate. Spune domnul Oprea că acolo erau organizate de PNL. Noi știu mai bine că acolo în teritoriu e clar, e mai puțină lume, se știu cu toții. Dar aici în București, afară de faptul că da, erau membri de partid de la PNL și de la USR, erau la protest și i-am văzut și ei nu s-au ascuns, a avut din punctul nostru de vedere vreun caracter politic mișcarea de aici, din București? Scumpă doamnă. Și dacă are sens să aibă un astfel de caracter? Da. Îl ascultam cu mare atenție pe domnul președinte de Consiliul Județean și mă înfioram, pentru că memoria nu-mi joacă feste. Dânsul vorbește despre mitingul lui Nicolae Ceaușescu din 21 decembrie, iar distinsa doamna Andoni vorbește despre ce a făcut poporul după mitingul ăla în țară și mai ales în București. Unii au ieșit aduși de Partidul Comunist Român la un miting organizat în Piața Palatului și era plină. Zeci de mii de oameni aduși de la instituții, de la fabrici, de la uzine, pentru ca peste câteva ore Bucureștiul să fie plin de sute de mii de oameni pe care nu îi scotea partidul. Îi scotea conștiința, îi scotea dorința de libertate, îi scotea dorința de a se renunța la dictatură,
îi scotea foamea, frigul, erau o grămadă de lucruri care îi scoteau pe oamenii în stradă. Domnul președintele Consiliului Județean despre asta vorbește. Iar în România acum se vorbește, pentru cei care vor să înțeleagă, despre ce înseamnă să ieși în stradă adus de partid și ce înseamnă să ieși în stradă adus de conștiință și de dorința de a-ți exprima liber un punct de vedere. Păi eu și am atunci ce eficiență are un nu vreau să comentez. Meeting de susținere? Petreanu, nu vreau să, repet, nu vreau să comentez. Sunt două moduri de a ieși acum în stradă. Ai conștiință, ai bun simț, vrei să spui ceva, vrei să-ți faci vocea auzită, ieși și ți pui câinele să ceară 30 de roni lui Sorio sau cui plătește pentru fiecare cățel. Aia a fost cea mai tare, un câine care dădea telefon și îl suna pe Sorio și dă-mi și mie banii să mă duc la meeting. Și da, mi se pare cea mai tare. Și mai ales au fost discriminate pisicile. Nu, și da, da. Asta dacă este parte, rămâne și în domeniul glumei. Acum îl ascultam și mă înfioram. După 27 de ani, de la momentele în care aici, lângă B1, s-a murit. Aici chiar s-a omorât copii împușcați. Sunt în linie dreaptă vreo 200-300 de metri până acolo, unde este spălat asfaltul, dar a fost sângele lor. Domnul președinte de Consiliul Județean spune că va veni fiecare din Dâmbovița cu mașina din dotare, din dotare. Mașina personală se cheamă domnul președinte de Consiliul Județean, nu din dotare. Dar mă rog, dânsul face ceea ce Partidul Social Democrat sau și alte partide, poate, înțeleg să facă. Dar în Piața Victoriei, după părerea mea și o părere venită, pentru că e unul care chiar ca jurnalist a participat la aproape toate marile meeting-uri din ultimii până la, până la meeting, mai e un fenomen foarte interesant. Spuneam doar că în Piața Victoriei o proporție uriașă de participanți erau acolo doar pentru că îi mâna propria conștiință. Da, e adevărat. Eu aș vrea să vorbim însă și despre un alt fenomen din ce în ce mai vizibil în România. Încep să iasă la iveală niște cazuri extrem de grave din justiție. Este vorba despre procurori, unii dintre ei, nu avem cum să generalizăm, nimeni nu generalizează, nici nu ar fi corect, care își fac treaba într-un mod, se pare, abuziv. Am avut cazul Negulescu extrem de mediatizat, scandalos, șocant tot ce s-a întâmplat în legătură cu deja celebrul Portocală, a apărut, se pare, un Negulescu 2, un domn tot de la DNA, un domn Dumitriu, care are un limbaj suburban, așa seamănă pe undeva, susțin cei care au avut de a face cu dumneavoastră, seamănă pe undeva cu domnul Negulescu. Sunt niște dezvăluiri în presă, pe site-ul lujul.ro, mai multe însă aflăm chiar de la Liliana Năstase, e în legătură telefonică directă cu noi. Liliana, ce-i cu domnul Dumitriu? Bun găsit, Paul Dumitriu, procuror șef în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, apare într-un dosar în care un fost șef de la ADP Sector 2 era cercetat. Din interceptările publicate de portalul Luju, reiese că Paul Dumitriu avea un limbaj destul de nuanțat, să spun așa, împotriva celor pe care îi cerceta. Acesta l-a sunat pe polițistul judiciar cerându-i să îl anunțe pe unul dintre inculpați să vină într-o zi la DNA. De altfel, procurorul se adresează când vorbește despre inculpat cu apelativul sună-l pe golanul acela și să se prezinte la DNA pentru că vreau să-i dau un cap în gură. Practic se nuanțează modul în care unii magistrați înțeleg să își raporteze atitudinea față de persoanele pe care le cercetează. Reamintesc că în fața procurorilor, ca și în fața instanțelor de judecată, până la o condamnare definitivă, toate persoanele beneficiază de prezumția de nevinovăție. Mulțumesc pentru aceste informații, Liliana Năstase. Este, îmi spun colegii mei, un fost consilier al Monicăi Macovei, un om cu experiență în justiție. E abia la început cazul, nu știm foarte multe. Culmea e că, susțin cei de la Luju, acest domn procuror ar fi fost interceptat în timp ce avea o discuție pe un mandat emis de un coleg de al dumneavoastră, tot de la DNA, procurorul Marin Nicolae.
a fost interceptat, acum vorbea cu un cetățean. Cum mi se pare chestia asta, domnule avocat? Sincer, eu sunt surprins de ceea ce am auzit, nu pot să... Noastră ca avocat ați mai auzit de Negulescu 1, 2, 3, 4, băieți din ăștia cu gura mare? De domnul Negulescu am auzit, ca avocat am avut parte să întâlnesc, mă rog, am avut plăcerea să întâlnesc și procurori care își fac treaba strict în limita și în limita legii, fără niciun fel de discuție, în limita și spiritul legii. Am avut parte din fericire și de procurori care depășeau această limită. Dar domnul Paul Dimitriu, la modul cel mai onest, mie nu mi s-a părut ca a face parte din această categorie. Am avut dosare la domnia sa pentru clienții mei și niciodată n-am avut această atitudine. Nu mă transform în avocatul domniei sale sau avocatul procurorului DNA. Ceea ce s-a întâmplat cu domnul Negulescu este trist, păcat că va ieși la iveală atât de târziu, păcat că primele semnale nu au fost luate în considerare și nu s-a ajuns la această măsură mai repede. Sunt o grămadă de procurori din nefericire care chiar n-au niciun scrupul și depășesc orice limită a bunului simț și a legii, dar domnul Paul Dumitriu, din câte cunosc eu sunt foarte, foarte consternat să văd... Și mai mult de atât, probabil că sunt niște stenograme dintr-un dosar, un dosar oarecare, pe care cineva, răsfoindu-l, le-a găsit. Da, o discuție în care apare un domn procuror, Hopa, care vorbește, spun cei de la Luju, cu polițistul de judiciar, cu polițistul său de judiciar, și citez, spune așa: rugămintea mea e să-l sunați pe cetățean, acel care urma să vină la DNA, și să-i spuneți că luni la ora 10 să se prezinte la sediul nostru, la DNA. Dar nu îi spuneți pentru ce, spuneți decât că în dosarul vechi domnul procuror vrea să discute ceva cu dumneavoastră, fără să-i dați prea multe elemente, că vreau să-i dau un cap în gură, după care scrie limbaj trivial. Un domn deosebit, nu? Așa se vorbește, domnule Ghișe? Da. Când e da? Da. Dumneavoastră bați mai văzut că ne citați. Da, e normal să se vorbească din niște așa? Înregistrări. Înțeleg că da, eu deduc așa, că îl suna domnul procuror pe polițistul care urma să-l anunțe pe respectivul, da, care urma să fie audiat la DNA, bănuiesc în calitate de suspect, să-l cheme acolo să-i dea un cap în gură. Poate că e metodă DNA, eu știu. Domnule Ghișe, așa... Dar nu e procuror DNA ăsta pe care îl citați. Eu mă gândesc că poate cine știe, oamenii ăștia vorbeau metafore, doamnă. Sunteți specialist în comunicare, spun. Vi se pare că băieții ăștia vorbeau metafore? Dumneavoastră considerați că acești domni sunt școliți în comunicare? Păi nu știu, eu observ că folosesc decât într-un mod incorrect, dar dincolo de asta, nu știu, asta cu capul în gură, da, decât, așa. Să știți că pe mine mă îngrijorează foarte tare, nu, sigur, dincolo de vocabularul pe care îl au și de atitudinea aceasta de zei, pe mine mă îngrijorează faptul că doamna Căveșii nu se dezice nicio secundă de ei. Adică după cele trei înregistrări cu domnul Negulescu, în continuare avea un semn de întrebare și... se gândea că s-ar putea totuși ca nu domnul Negulescu să fie în acele înregistrări. Deci și asumă cu totul, pe mine asta mă îngrijorează cel mai mult, că acești domni își fac sau nu-și fac treaba sau cum și-o fac cu semnul întrebării, că au un vocabular care este de departe unul de joasă speță, asta mă îngrijorează cel mai mult, atitudinea doamnei Căveșii. O să vă întreb ceva, iertați-mă, eu nu sunt nedumerit, am urmărit cu mare atenție materialul. Domnul procuror, cum îl cheamă, sau domnul polițist, vreunul dintre dânsii făceau, erau subiect de dosar penal și erau pus sub mandat de ascultare? Domnul procuror avea o discuție cu polițistul am care înțeles. Trebuia asta, să nu, asta anunțe am pe un întrebarea suspect. Întrebarea mea către Luju și cine a dat acest lucru presei. Vreunul dintre cei doi care vorbeau era un subiect de interceptare cu mandat, pentru că altfel nu înțeleg de unde Luju are stenograma. E de lămurit acest lucru. Păi nu trebuia să începem așa. Cum a ajuns Luju în posesia unei discuții dintre procuror și propriul lui polițist păi din dosar? Asta trebuie să răspundă păi nu așa, la adică Luju. Eu zic așa, mă cheamă Luju și spun opiniei publice, televiziunilor care îl anchetează pe procuror, care e un nemernic, înțeleg, și care îi dă un cap în gură inculpatului sau suspectului, întrebarea către Luju. De unde are stenograma Luju? Că păi, domnule, ăla, ori... puteți, colegilor, vă rog să dăm acea imagine, o captură de pe site-ul Luju. Eu cred, nu pun la îndoială, doamna Petraru, nu pun la îndoială, e o întrebare a mea de cetățean.
Este așa, care dintre cei doi era subiect de interceptare cu mandat, de vreme ce există o stenogramă citată de Luju? Că dacă nu, este o vrăjeală, e o prosteală, făcută de Luju și preluată de alții. Nu știu, dacă nu noastră, e prosteală, dacă credeți că e o prosteală, să vedem imaginele cu documentul propriu-zis. Îi rog pe colegii mei... Dacă erau sub mandat de interceptare vreunul dintre ei, da, Luju are stenograma mandatului. Se pare că au fost înregistrați, înregistrați într-un dosar mai mare... Ei erau parte în dosar? Nu, nu erau parte în dosar. Atunci nu putea să-i înregistreze nimeni. Ei sunt oamenii care pun lege. Oamenii legii sunt ei, știți? Sintagma, oamenii legii. Păi oamenii legii nu sunt ascultați. Domnul avocat, poate dumneavoastră puteți să ne ajutați. E un proces, e un document scris, proces că domnul avocat verbal, știe mai bine. Din 18.03.2013. E un proces verbal. Și cei de la Luju spun așa, că a fost solicitată, că, așa, domnul Paul Silviu Dumitriu, actual adjunct al secției a doua din DNA, fost consilier, așa, a fost interceptat în timp ce avea o discuție pe un mandat emis de colegul său de birou, procurorul Marin Nicolae. Potrivit proceselor verbale din 18.03, cel pe care îl publică cei de la Luju, și 14.03.2014, dintr-un dosar din 2012, au fost redate în formă scrisă 90 de convorbiri telefonice și de tip SMS cu inculpatul Manolachi Dan Emil, comisar șef DNA, nimeni altul decât polițistul de judiciar al procurorului Paul Dumitriu. Așa da! În cazul acestor interceptări, au fost surprinse și discuții între comisarul Manolachi și procurorul Dumitriu, care releva cum vorbeau acești băieți. Limbajul procurorului este unul cutremurător, spun cei de la Luju. Comisarul șef Manolachi a fost trimis în judecată de DNA și condamnat, se află în prezent în penitenciar, pentru că a divulgat informații secrete din dosare. Iată. Asta cu informații secrete din dosare este la fel ca e-mailul ăla trimis de procurorul general Codruța Chioveș și către ziaristul Bircea Marian din birou de la procurorul general dintr-un dosar? E tot așa? Există un mail semnat de doamna Chioveși? Păi nu țineți minte? E un mail, semnat de doamna Chioveși sau e semnat de o adresă de la care se presupune că a primit doamna Chioveși? De la calculatorul, vorba domnului. Cine spune că e de la calculatorul doamnei? Păi dar nu știți de cazul ăsta? Domnule Ghișe, eu vă întreb doar atât. Era semnat Laura Codruța Chioveși sau era semnat cu cuveaua MOP, să mai știu cum? Păi știu eu cum semnează? Păi, că dacă asta și cu cuveaua MOP este pseudonim... Domnule Ghișe, are o foarte mare importanță și o foarte mare relevanță. Dar s-a confirmat că era de la calculatorul procurorului general la vremea aceea. S-a confirmat, spuneți dumneavoastră. Nu? Păi dumneavoastră, presa ați dat. Păi, din presa am citit. E un caz mai vechi, dar... Da, vreau să vă spun și eu ceva. Dar din câte mi-amintesc, nu era semnat de doamna Chioveși. E bine, acum... Păi așa putem să spunem orice... De la calculatorul procurorului general, orice portar... Orice portar trece pe acolo și... Și să cred că e trimis de dumneavoastră. Deci portarul de la DNA intră în calculatorul șefului DNA și din birou de la șeful DNA... Domnule Ghișe... Dar să vă spun și eu ceva acum, că... Vă dați un exemplu. Poate e un exemplu de luat în calcul. Doar o analogie, numai. Vă rog. Acum revenim puțin la subiect. Dumneavoastră vreți să comentăm, domne, uite ce procuror răi sunt, că uite ce urât vorbesc ăștia. Totuși, în autorități și instituții publice există servicii de resurse umane, iar acolo unde se operează și cu caracter secret, există și servicii de protecție internă, inclusiv la DNA. Ori, din moment ce apar astfel de dezvăluiri, că e vorba de domnul Negulescu, acum ziceți procurorul Dumitriu și așa mai departe, oare instituția DNA, că de ea este vorba în aceste două cazuri, nu cunoștea prin conducerea ei despre ce se petrece în instituție? Ce ziceți? Nu știu, dumneavoastră să-mi răspundeți. Nu știți? De unde aș putea să știu eu? Cei din instituția păi din două una. Ori nu știi ce se întâmplă în instituția ta, așa asta înseamnă incompetență, ori tolerezi, pentru că ăsta se vede că este un fel de modus operandi.
cum procedează domnii ăștia. Mi se pare destul de periculos să spui că e un modus operandi. Eu păi da, n-aș vrea să cred. Deodată sunt doi. Înțeleg că domnul ăsta Dumitriu ceva cu funcție, nu? Domnule avocat, câți procurori DNA sunt în total? Cred că sunt de ordinul tutelor, nu? Sunt foarte mulți. Generalizarea, după cum a spus chiar la începutul emisiunii, nu este bună. Nimic nu poate fi uniformizat, nimic nu poate fi generalizat, pentru că ar fi o mare greșeală și o nedreptate pentru cei care își exercită profesia cu simț de răspundere. Eu m-am referit numai la culoarele juridice din câmpul tactic al SRI-ului, numai la acelea. N-am apucat să răspund la întrebarea pe care mi-ați adresat-o, Adineu, și chiar după terminarea intervenției domnului Barbu, doream și eu să intervin în sensul susținerilor domniei sale, că și mie mi se pare acest lucru ciudat. Din citirea pe care ați făcut-o, am înțeles cum s-a ajuns la această transcriere. E adevărat și trebuie făcut o observație. Nu domnul Paul Dumitriu a fost interceptat. Dânsul, mai mult decât atât, acum este procuror adjunct, șef de secție. Deci eu mă îndoiam profund că un procuror din DNA își permitea să emită și emitea un mandat de interceptare la adresa procurorului adjunct de secție. Dar repet, am înțeles care a fost conjunctura, polițistul de ofițerul de poliție judiciară a fost interceptat, care ulterior a fost și condamnat pentru fapte care îl privesc pe domnia sa și nu au nicio legătură deci, cu noi domnul. Putem să și eu, chiar o să vă rog să mă ajutați să-mi spuneți dacă e corect ce am înțeles. Acest dosar este unul mai vechi. Da, și nu interceptările este, și nu este, exact, sunt din și 2013. Interceptările sunt din 2013. Nu e nimic secret aici și nu este nimic în neregulă din ce au făcut cei de la Lujul. Da? E un dosar pe care l-au găsit, poate fi găsit și citit pe site. Întrebarea mea nici n-a mai fost pusă, că asta vreau să vă întreb. E de văzut în ce manieră și la ce moment? Pentru că dacă în acest moment dosarul era în faza de urmărire penală, era clar că urmărirea penală fiind secretă. Da. În cazul ăsta nu este. Domnul respectiv a fost condamnat, înseamnă că procesul s-a derulat în fața instanțelor judecătoare, sentința este definitivă din moment ce acest domn se află... Nu e ce a pățit acest domn, a fost condamnat. Sigur, asta da. Este... Observația că nu domnul procuror Paul Dumitriu a fost vizat de acea interceptare, da. Și, repet, sunt într-o situație ingrată. Nu sunt avocatul procuror DNA, dar pe acest domn procuror chiar îl cunosc din dosare și niciodată nu n-a avut... Nu vorbește așa? Din potrivă. Deci, eu pot să spun cu mâna... Nu, și cu clienții și când se referă la asta, nu. A avut o atitudine impecabilă. Asta pot eu să confirm. Dacă vorbeam de alt procuror, preferam să tac decât să spun că nu este așa. Dar nu. Faptul că cineva într-o împrejurare vorbește frumos și în altă împrejurare vorbește urât, bine. Sau poate era un mod de a vorbi cu cineva cu care mai e de făcut o observație, fără a scuza sau fără a scuza pe cineva. Eu mă îndoiesc că vreun procuror, fie el DNA, DICO sau orice structură de parchet, când vorbește despre o persoană pe care o cercetează, îi se adresează cu domnul X, doamna Y. Mă îndoiesc profund. Că este un limbaj nefericit, vagabond, tâlhar, borfaș, hoț, dar cap de aici... Cap în gură. Asta e model prezidențial, cap în gură. Pentru... Știți, tonet... Model prezidențial în ce sens? Da, păi pentru aia, tonetarii arabi. Nu știți? Nu știu ce e cu tonetarii. Primarul general, acum vreo 15 ani, al capitalei, cap în gură, că nu-și ridica taraba de pe Ne întoarcem în trecut. Eu aș prefera să ne întoarcem în 2017. Poate acum, încercând să privim cât de obiectiv se poate această poveste, e posibil să apară și alte cazuri, alte dezvăluiri, să apară oamenii nemulțumiți de modul în care au fost tratați de procurori, da? Atunci când au fost cercetați. E exact ce spunea și fostul președinte Traian Băsescu. Dom'le, eu nu știu numai de Negulescu, eu știu și de alții, am auzit, sunt și alții, e în neregulă. Chiar a dat nume aseară, da? A dat și niște nume, a dat și niște exemple. Dar e posibil, odată deschisă cutia Pandorei, să apară și astfel de cazuri. Unele din ele poate exagerate, unele reale, dar ce efecte credeți că poate să aibă toată seria asta de dezvoluiri? Începând cu Negulescu și continuăm cu domnul ăsta sau alții?
Păi oricum știm, nu este o surpriză faptul că nu mai avem deloc încredere în sistemul de justiție. Și acum, iată, vin tot felul de înregistrări care ne demonstrează că, de fapt, calitatea acestor oameni nu este cea pe care noi am crezut că ar trebui să aibă un procuror, un judecător și așa mai departe. Aș adresa și eu o întrebare, domnului Ghișe, spre exemplu. Dacă haideți, vă rog. M-ați văzut că reprezentantul sistemului ticălășit. Nu, aș vrea să vă întreb ceva. Dacă dumneavoastră nu ați fi știut că acești domni sunt procurori, ce ați fi crezut că sunt? Ce meserie ați fi crezut că au? După vocabularul pe care îl folosesc, pentru că mă leg de bucățica mea, de cea... Președintele României. Ah, bun, ok, cap în gură, este un răspuns. Păi cap în gură, prima dată am auzit la Elena Udrea despre Traian Băsescu cu un arab trotuar. Dacă noastră vreți să ne întoarcem, țineți neapărat să vorbim despre Traian Băsescu, faptul că aveți niște sentimente speciale față de fostul președinte. Că nu eu am spus treaba asta. Eu n-am fost de față. Eu n-am fost de față la asta. Ia, doamna aia a spus, domnul ăsta a confirmat, au fost și martori la fața locului. Deci, ca să vă răspund la întrebare, nu ar fi deloc o surpriză să mai avem asemenea cazuri. Dacă nu ne-a surprins prima înregistrare cu domnul Negulescu, nici a doua, și nu am luat nicio măsură, iată, abia după a treia înregistrare, domnul Negulescu nu mai este procuror. Păi... Deci, dacă se dă numai o înregistrare, e prea puțin, trebuie mai multe. Păi, asta vă spun, că nu e regulă. Până că la după primele două, trei episoade ale lui Sebastian Ghiță nu s-a întâmplat nimic. A trebuit să facă vreo 7 episoade ca să plece Coldea. Da, dar iată că s-a întâmplat totuși ceva. Ce urmează după? Cap în gură. Eu în emisiunea asta trăiesc flashback-uri de 20-30 de ani. Mi-au cărinte de Irina Nistor. Irina Nistor traducea filme pe vremea lui Ceaușescu. Cei mai bătrâni o cunoaștem, cei mai tineri. Și când se spunea la televizor, fac eu, ea spunea, dă-te naibii. Ca nu cumva, pudibons, cum eram noi comuniștii la vremea aia, poporul, să nu zicem că fac eu înseamnă ce înseamnă în limba engleză, să zicea, du-te naibii sau du-te încolo. Păi acum dacă interceptăm telefonic un medic care vorbește cu asistenta șefă în bloc operator, credeți că îi spune, scumpă doamnă, vă rog frumos dacă aveți amabilitatea să-mi dați și mie bisturiu că moare pacientul. Înseamnă că suntem proști cu capul. Suntem pudiboși și cretini. Ăla îi spune, dă-mi... Fă. Că moare ăsta, dă-mi pedalele, bagă-mi tensiune. Dar vorbește corect românește. O secundă. Nu spune nici dă când. Eu nu vreau să fiu, exact ce spune domnul avocat, nu vreau să fiu acum avocatul domnului procuror, că nici pe care procuror nici nu l-am văzut în viața mea, nu-l cunosc. Domnul avocat l-a văzut. Dacă era stenogramă ca în cazul lui de la Prahova, unde spunea, am să fac ilegalitatea aia, am să o bătă să faci așa, alea erau elemente constitutive ale unor infracțiuni grave. Dacă s-a spune adun golanul că vreau să-i dau un cap în gură, este reprobabil dacă o făcea la televizor, în instanță, o făcea cu colegul lui de birou, nu-l scuzi, e urât, să moară în chinuri procurorul. Dar credeți-mă că dacă am avea înregistrările, mă gândeam acum la mine și la domnul Ghișe, ambii senatori în mandatul trecut. Păi dacă am avea înregistrările tuturor senatorilor PSD despre liberali și ale liberalilor despre PSD, ar fi pușcăria plină de tot parlamentul. Vai, domnule Barbu, așa vorbesc și liberalii, nu m-aș fi gândit niciodată. Nu, doamne, să știți că au crescut cu fraila. Toți liberalii au crescut cu fraila acasă. Numai PSD-știi vorbesc așa urât. Revenim după publicitate, era o glumă, evident. A fost un far călăuzitor al partidului, acum îi critică de pe blog. Adrian Stase, despre el este vorba, le dă părintește o palmă așa peste cap PSD-știlor. Este clar că PSD în momentul de față nu a reformulat o politică relativ coerentă în domeniul justiției, scrie fostul premier pe blog. Oamenii de vază ai partidului au doar niște impulsuri personale, cenzurate apoi de liderii partidului, mai spune el. Cu alte cuvinte, partidul nu-și asumă o serie de măsuri în domeniul justiției, ceea ce a dus la o mare brambureală în domeniul penal. Spre exemplu, uite abuzul în serviciu, nu e abuzul în serviciu. Postarea lui Năstase a fost redistribuită de Victor Ponta pe o rețea de socializare, acesta precizând că Adrian Năstase are dreptate. Ce se întâmplă, acum vă întreb domnule avocat, suntem într-un moment delicat. În prima parte a acestei emisiuni am vorbit despre proteste, despre un meeting de susținere a lui Grindeanu pe de altă parte și despre tot felul de dezvăluiri care probabil vor apărea și în perioada următoare în legătură cu dosare, în legătură cu procurori, în legătură cu ce se întâmplă prin justiție. În tot acest context, după ce au beștelit-o rău de tot cu acea ordonanță 13, cei din PSD sunt la putere, trebuie să ia niște măsuri, trebuie să ia niște decizii, măcar să armonizeze hotărârile CCR cu codul penal. Ce se poate întâmpla din momentul ăsta?
delicat. Momentul este delicat și eu aș face o observație mai mult decât pertinentă. Nu am fost, nu sunt și probabil până la sfârșitul acestei vieți nu voi fi susținător PSD, ca să fie foarte clar. Dar ca profesionist nu pot să nu observ un singur lucru, că ceea ce a făcut PSD-ul cu Ordonanța 13, prin Ordonanța 13, nu a făcut altceva decât să pună în acord multe din deciziile curții, nu multe, câteva din deciziile curții constituționale cu prevederile din codul penal sau codul de procedură penală. Faptul că acea declarație, că acea ordonanță a fost dată la ceas de seară, a fost interpretată într-un sens care a făcut masele să iasă în stradă, în Piața Victoriei și să strige împotriva corupției. Prin acea ordonanță, vă rog să observați textul ei, să-l recitiți cu atenție toată lumea și să vedeți că, de fapt, nu erau scăpați corupții. Foarte adevărat, și aici e critica care vine și din partea mea, acele prevederi, în special cele referitoare la abuzul în serviciu și la încă câteva prevederi, parcă erau date cu dedicație specială pentru o anumită persoană, tătucul partidului, în momentul acesta și în momentul acela. Dar, observând ceea ce s-a întâmplat și ce prevede acea ordonanță, nimic nepotrivit. Faptul că a fost dat la ceas de seară, am mai spus-o chiar și la dumneavoastră pe post, a stârnit rumoare, dar ăsta este adevărul din punct de vedere al realității și al politicii penale. De obicei, legile de amnistie se dădeau și se dau la ceas de noapte, am spus-o mereu. Numai că ei nu au dat așa ceva, au dat o ordonanță care nu avea nicio treabă cu amnistie. Și aici vă contrazic, era o amnistie mascată, deoarece erau grațiate toate faptele petrecute până la data D. Din moment ce sunt toate faptele săvârșite până la data D, automat este o amnistie mascată. Eu am spus, amnistie se dădeau la ceas de seară, la ceas de noapte. De ce? Tocmai pentru a nu da posibilitatea oamenilor să afle că la data D va fi dat decretul. Și cu data asta spuneți că n-a fost neapărat rea. Acea ordonanță. Rea? Păi din ce... Abuz în serviciu, acesta este mult ulit. Doamna, stimată doamnă, abuz în serviciu a fost reincriminat. S-a dorit reincriminarea prin acea ordonanță 13, pentru că avem articolul 31 aliniatul 3 din legea 47/92 privind organizarea și funcționarea curții constituționale, care, la fel ca și articolul 147 aliniatul 1 din Constituție, spun un singur lucru. În termen de 45 de zile, de la pronunțarea unei decizii a Curții Constituționale, de la publicarea în monitorul oficial acestei decizii, obligatoriu prin lege sau ordonanță, guvernul sau parlamentul trebuie să pună în deplină concordanță prevederile deciziei Curții Constituționale. Ceea ce nu s-a întâmplat. Dacă nu, avem dezincriminare. Deci după suspendarea parțială, o suspendare tacită a celor dispoziții până la scurgerea celor 45 de zile, scurgerea celor 45 de zile care au fost, vă spun eu, pe 23 august 2016. S-au împlinit cele 45 de zile de când decizia Curții Constituționale a fost publicată în monitor oficial. Din acel moment, abuzul în serviciu este dezincriminat. Și am însă închei, decizia Curții Constituționale impunea clar stabilirea unui prag, pentru că nu orice greșeală a unui funcționar poate fi catalogat abuz în serviciu, un anumit prag al prejudiciului și clar să se prevadă faptul că este vorba de o încălcare a legii. Ordonanța 13 este trecut, deja putem să spunem asta. Da, este. Da, numai că este o lecție și dacă luăm în considerare ceea ce spune domnul avocat, că ordonanța nu era tocmai rea, atunci o să spun ce am mai spus și altă dată. PSD-ul nu a știut să comunice deloc pe această speță. Absolut deloc. Pe lângă faptul că a fost dată noaptea și se tot discută despre acest lucru, n-a fost în stare nici președintele partidului, nici primul ministru și nici măcar ministrul justiției de la acea vreme, domnul Iordache, să vină și să explice exact această ordonanță și ce prevede ea exact și cui se adresează. Pentru că, acum, sincer, eu sunt convinsă că 3/4 din oamenii care au fost în piață n-au citit această ordonanță. Ei, și că au fost niște mesaje luate din zbor. Poate că nu e chiar așa, însă eu rămân la părerea mea, pentru că amintiți-vă conferința de presă pe care a susținut-o domnul Iordache. Da, a fost e legendară deja, toată lumea face niște de ea. Comunicare a fost un dezastru, a fost o sursă de bancuri, domnule Ghișe. Vă spun și eu o opinie legată de subiect. Știți, când eram copii, cei de o anumită vârstă, ni se spunea la școală, la istorie, că Revoluția franceză a fost ocazia, iar nu cauza, Revoluției Române de la 1848. Venind la timpurile noastre,
povestea cu ordonanța a fost doar ocazia, iar nu cauza revoltelor din stradă. Pentru că revoltele din stradă au început stimulate de președintele Iohannis și vor continua pentru că și-a definit scopul două zile după alegeri. Domnia sa a spus foarte clar, președintelui ALDE, domnului Tăriceanu, voi face război total cu PSD. Deci e bine să înțelegem că, deși ordonanța, prin conținutul ei, este un act normativ bun, ne referim la ordonanța 13, da, pentru că respectă deciziile Curții Constituționale. Nu ordonanța a constituit cauza ieșirilor, ci a fost doar pretextul. Da, problema e că deja pentru nu că, se mai înțelege. Pentru că sunt știți două... care e problema, nu, că se înțelege, nu, de la auziți, ordonanța țineți minte, domnișoara, țineți minte o vorbă de la mine. Totdeauna adevărul are timp. Doar minciuna se grăbește. Domnule deci, Barb, ca o concluzie. Ca timpul o concluzie. Va demonstra că ordonanța va deveni lege prin conținutul care l-a avut ordonanța. De ce? Pentru că aplică decizii de curte constituțională. Deci, și tot timpul va demonstra oricum, oricum că cei care au ieșit în piață, electoratul USR și PNL cu miniștri tehnocrați în frunte, ordonanța 13 în continuare vor face același lucru față undeva, de guvern. Pe unde nu ne vom aștepta, nu, domnule Barba? Asta se înțelege? Nu, este exact cum a spus domnul Ghișe. Ordonanța aproape în integralitatea textului care a scos sute de mii de români în stradă va fi lege. PSD-ul și ALDE au majoritatea necesară să o transforme din ordonanță în proiect și apoi în lege trimisă spre spre promulgare. Eu am 20 secunde la dispoziție? Da. Că poate întreb specialiștii din platou, că eu nu sunt specialist în drept. La mine, la birt, acolo în Sălăjean, băieții bătrâni care beau o dușcă, acum sunt deja, ei fiind participanți ca toată România la această facultate la distanță, facultate de drept la distanță, mă întreabă care e diferența între latura subiectivă și latura obiectivă a unei infracțiuni și nu știu să le răspund. Aștept ca B1, realitatea, antena, să mute discuția de la prorogare și aprobare la latura subiectivă și latura obiectivă a infracțiunilor. Domnule Barbu, zău așa. Păi merită nația. Doamne, nația așteaptă. Suntem toți studenți deja. Toate televiziunile ne predau în fiecare seară lecții la distanță de drept. Sunteți la mine malicios. Nu se mai discută despre faptul că n-au copiii dăniciunele, că bătrânii sunt vai steaua lor, că au crescut. Atenție, atenție. Și nici B1 și nici altă televiziune văd că nu se apucă. Eu sper să se apuce. Au crescut salariile. Minunat. Au crescut pensiile. Minunat. Numai că a ieșit Minea, domnul Minea, îl știți pe domnul Minea, da, de la alimente cârnați și salamuri. Și a spus că au crescut prețurile la alimente, e pentru adevărat, că au crescut salariile. Cine le crește prețurile? Numai că prețurile la alimente și la guvern, alte servicii generate de creșterile salariale, cumulate, înseamnă mai mult decât creșterea salarială, adică oamenii pot cumpăra mai puțin. Da. În timp ce noi discutăm despre diferența între a proroga și a promulga. Mă credeți că sunt copii în patru ore care discută despre ordonanța 14 și 13? Domnule Barbu, mă îndoiesc că sunt copii care vor. Nu vă îndoiesc, doamnă, nu vă copii care nu să vorbească despre ordonanță, mă îndoiesc. Dar eu știu că sunt copii în stres, dar nici chiar să vorbească despre ordonanță, că sunt convinsă că au altceva mai bun de făcut. Faceți un sondaj de opinie printre copiii din București peste 7 ani. Îi dau trecut de clasa 0. Din grădiniță să învățăm politică. Nu mă credeți că la mine la birou. Poate că despre ordonanță nu discută, dar despre cine este domnul Dragnea discută? Un om rău. A vrut să crească salariile, e clar. Păi nu e așa, domnule. E clară treaba. A venit cu un program, să nu vă supărați. Eu mă pretind așa un veteran prin politica românească de vreo 25 de ani, ca încă puțini dintre noi. Cunoașteți vreun guvern în ultimii 25 de ani, dacă vreți chiar 27, care să fi venit cu un program atât de consistent ca acesta adus de PSD? Ce înseamnă consistent? Puteți defini? Bineînțeles. Da, vă rog. Care are obiective determinate, toate cantitative și termene. Puteți să-mi dați un exemplu de aplicare. Dați-mi un exemplu de guvern care n-a venit cu astfel de lucruri în programul de guvern. Da, toți au venit, domnule Ghișe. Luați prin comparație. Nu, stați că eu am avut șansa să particip la niște coaliții de guvernare care au fost Alianța, da, USL, etc. Domnul Ghișe, mai vorbim peste 4 ani. Auziți, cunoașteți? Bun, e bine ce spuneți, să mai vorbim peste 4 ani. Dar cunoașteți vreun guvern care în primele 2 luni a crescut salariile și pensiile, cum a spus în campania electorală. Revenim după publicitate, rămâneți cu noi. Bun.
am fost citat în calitate de martor într-un dosar în ce privește finanțarea campaniei electorale din 2012. Sunt de 18 ani în serviciu public și este pentru prima dată când dau o declarație în calitate de martor. Eu mă bucur dacă pot să ajut, organele de anchetă cu o declarație și de martor. Eu, în calitate de membru al Biroului Politic Național, secretar general adjunct, nu am avut nicio responsabilitate în ce privește finanțarea campaniei electorale. Da, este al doilea liberal chemat ca martor după Teodor Paleologu. Teodor Paleologu este fost membru PNL, atunci era PDL. Este vorba, se pare, despre un nou dosar, dar mai multe ne spune chiar acum colega noastră Rodica Tilică, este în legătură telefonică directă. Bună ziua! Bun găsit tuturor! Iată, vorbim despre încă un fost ministru al PDL care a fost astăzi audiat de către procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Cum spuneai și tu, după Teodor Paleologu, cel care a spus zilele trecute că a dat declarații în calitate de martor la DNA, a ajuns astăzi în fața procurorilor Lucian Bode, fostul ministru al Economiei. Dacă atunci când a ajuns la sediul Direcției Naționale Anticorupție nu a stat de vorbă cu presa, ei bine, la ieșire acesta a spus că a dat declarații în ceea ce privește finanțarea campaniei la alegerile locale din 2012. Lucian Bode a declarat că nu a fost implicat direct în mecanismele de finanțare a campaniei PDL de la alegerile locale din 2012, că este de 18 ani în serviciul public și că este pentru prima dată când a dat declarație în calitate de martor. Totodată acesta a mai adăugat că în calitate de membru al Biroului Politic Național nu a avut nicio responsabilitate în ce privește finanțarea campaniei electorale. Este vorba mai exact despre dosarul care a fost deschis în urmă cu aproximativ 2 ani de către Direcția Națională Anticorupție, un dosar disjuns din dosarul Galabute, în care Elena Udrea a fost trimisă în judecată. Mulțumesc pentru informații, Rodica Tilică. Da, e un dosar care vizează fondurile din campanie electorală din 2012 și, domnule avocat, dacă e să luăm toate campaniile de până acum, de an din ultima perioadă, aproape toate campaniile importante sunt cercetate acum. Ce s-a întâmplat? Era legislația neclară? Erau niște obiceiuri proaste? De ce s-a ajuns acum la niște dosare în legătură cu... După cum spunea și doamna Elena Udrea, toată lumea proceda la fel. Chiar și doamna Elena Udrea spunea, chiar și alți oameni politici, inclusiv fostul președinte al României, spunea că aceasta era o manieră foarte, foarte uzuală și era maniera generală în care, procedau toate partidele politice, indiferent de ce parte a șichierului politic se afla, stânga sau dreapta. Din punctul meu de vedere, ca profesionist, ca jurist, trebuie să observ un singur lucru, că reacția autorităților nu este promptă. Dacă faptele cercetate s-au întâmplat în 2008, multe dosare formează obiectul campaniei electorale din 2008, altele din 2012 și aceste informații existau, nu înțeleg de ce dosarele nu au fost demarate atunci și acum trebuia să avem deja o sentință. Da, e ceva asemănător și în cazul retrocedărilor din Timișoara, despre care s-a scris foarte mult de-a lungul anilor. Și abia acum vedem că ele s-au concretizat într-un dosar la DNA. I-am văzut pe ultimii doi primari din Timișoara la DNA, ca suspecți. Da. Ce concluzie putem trage? Păi nu știu, vă întreb pe dumneavoastră. De ce abia acum? Pentru că acum este oportun din interes politic. Păi toate dosarele au păi nu. Interes politic? Păi toate sunt cu niște mărimi politice. Pur și simplu, a, vreți să credeți? Menite să facă ceva curățenie. Dacă vreți să credeți așa, noi vă putem respecta dorința. Domnule Ghișa, deci acum dincolo de este speculații de... și de glume. Păi eu vorbesc foarte serios. Nu este suficient de clar faptul că toată lumea care contează în România, dacă e român, dacă străin, nu, are dosar și în momente de oportunitate politică se scot de la dulap dosare vechi de ani de zile. Domnule Ghișeu, o să ajungă așa să fie chiar un semn de șmecherie că ai dosar. Să vă dau un exemplu. În 2012, înainte de campania electorală în luna septembrie, eram senator. Și apar cereri de la DNA, cu o lună înainte de începerea campaniei electorale, împotriva doamnei fostă ministru Andronescu, dosar
vechi de 11 ani, împotriva fostului ministru Vosganian, dosar vechi de vreo 8 ani, da? Și se cere, nu mai știu ce s-a cerut, dar, reținerea lor, ceva de genul ăsta. În campanie electorală, în septembrie, campania începe în octombrie. Nu cred că s-a trecut. Stați, aveți răbdare. Și am spus de la tribuna Senatului, domnule, scrie în Constituție 72:1, parlamentarii pot fi cercetați și trimiși în judecată. Păi dacă sunt ceva, de ce nu i-a trimis în judecată? De ce cere vot în Parlament? Pentru că așa e procedura. Pentru că așa scrie în mod neconstituțional în legea răspunderii ministeriale. E un alt subiect. Ați mai auzit ceva despre povestea cu doamna fostă ministru Andronescu din 2012? Din câte știu este... Suntem în 2017. Se refera la fapte din 2011. De ce exact în campanie electorală i-au făcut chestia asta? Și după aia nimic? Bun, și vă mai dau un exemplu. Doamna primar de la Craiova, ce a făcut dânsa? Exact ce a făcut primarul Emil Boc, exact ce a făcut primarul Iohannis. Nu putem să spunem de exact ce a plimbat-o făcut... înainte de domnule, campanie electorală cu cătușe. Haideți să tragem niște concluzii dacă nu păi vedem dosarul. Foloase... Este în cercetare păi, penală. Ce... Domnule, stați puțin, dar... secret. Ce secret, doamne, dacă când ați publicat? Urmărirea penală este... Nu pe urmărirea penală, este vorba acuza care s-a formulat. S-a judecat în proces păi, pe față. Una este, una a câștigat foloase pentru sine capital electoral. Vorbiți peste mine ca să nu se înțeleagă ce idei spun? Păi, domnule Ghișe, nu, eu vreau, păi, să, eu vreau să spun. Să fim corect. Păi, nu, dumneavoastră spuneți ce spuneți dumneavoastră și credeți că e corect din perspectiva dumneavoastră, pe mine lăsați-mă să spun nu, ce cred eu. Cum deci, e obiectiv? Deci, exact același lucru de capital electoral a făcut Boc la Cluj, Iohannis la Sibiu. Pe doamna de ce a plimbat-o cu cătuși înainte de campania domnule electorală. Domnule, este concluzia dumneavoastră? Păi, dar bineînțeles că dar dumneavoastră nu de aia ne-ați invitat aici ca să spunem concluziile noastre? Da, dumneavoastră vreți să spunem concluziile dar dumneavoastră? Nu păi, dar de ce nu? Nu putem vorbi despre dosare care sunt în cercetare. Dar nu suntem liberi să vorbim? Cercetarea este secretă, domnule Ghișe. Nu e secretă. Urmărirea penală nu e secretă. De la procurorul general, domnule elemente Ghișe, din dosar avem pe e-mail. Avem un avocat. Dumneavoastră vorbiți peste mine ca să nu se rămână adevărul. Pentru că vreau adevărul, să fim vă corect, adevărul, domnule Ghișe. Vă doare adevărul. Vă respect, nu. Mă doare pe mine adevărul, păi domnule Ghișe. Păi da, atunci lăsați-mă să spun un punct de vedere. Chiar dacă nu suntem de acord. Dar lăsați-mă, nu, dumneavoastră vreți să manipulăm. Nu. Lăsați-mă să exprim un punct de vedere, chiar dacă nu sunteți de acord cu el. Puteți? Puteți? Vă rog, haideți să ne spun un avocat. Nu, dar stați puțin, dar un parlamentar să nu vă spună. Domnul senator, eu am fost și eu senator. Cred că domnul avocat păi e mai bine. Domnul avocat n-a fost în ședința da, senatului. Să nu, da, păi nu vă place ce am să ating ambele subiecte. Și ceea ce vrea să spună doamna Petraru și spunea corect și ceea ce spuneați dumneavoastră și vrea să spuneți corect. Și a spus corect. Dumneavoastră a spus că nu înțelegeți de ce acea doamnă... Nu, cum nu. Nu, mă rog. Dumneavoastră spuneați că nu era normal ca doamna Andronescu, doamne Andronescu să-i se ceară reținerea în condițiile în care putea fi corect de acord cu dumneavoastră. Un om care nu prezintă pericol social, fără doar și poate, trebuie cercetat în stare de libertate și nu trebuie să se solicite măsuri preventive. Reținere și arestare. În cazul parlamentarilor și pentru reținere este necesar avizul Parlamentului. Dar asta e limpede. Spus, că în partea da, electorală da, de a... pe niște miniștri... Ok, dar ceea ce spunea doamna Petraru era altceva. Dumneavoastră a făcut o paralelă. Era dosarul exact. Doamna, exact, doamna, dosarul doamnei Lucuța Vasilescu este în faza și de-abia a trecut de faza de urmărire penală, motiv pentru care nu știm ce scrie în el. Urmărirea penală este secretă. Avem o informație nouă din Parlament, un nou scandal în Parlament, că așa ne-am obișnuit. Sistemul de vot electronic s-a blocat, PSD-ul cere reluarea votului, PNL-ul refuză. Era o lege pentru... dublarea parlamentarilor pentru diaspora. Dar mai multe ne spune chiar Alina Sorocean. Te ascultăm. Am găsit, vorbim despre un proiect care prevedea dublarea parlamentarilor pentru diaspora. După ce am auzit discursurile în plen, s-a cerut retrimiterea la Comisia de Specialitate a acestui proiect și potrivit votului, 69 de parlamentari deputați au fost de acord cu retrimiterea la Comisie, 64 au fost împotriva acestei inițiative, doar că după acest vot au venit
venit și nemulțumirile din partea liderilor PSD, cei care au cerut reluarea votului, susținând că s-a comis o eroare, că anumite persoane nici nu, care nu au putut să voteze. Bineînțeles că liberalii nu au fost de acord, susținând că o singură dată se votează, și știm și noi, potrivit legii, un proiect legislativ, o inițiativă. Într-un final, însă, Robana Plumb, cea care astăzi a condus ședința de la Camera Deputaților, ședința de plen, a menționat faptul că oricum ar fi trebuit să fie 70 de voturi pentru retrimiterea acestui proiect la comisie. De urmare, proiectul va rămâne pentru votul final, un vot care se va da mâine. Așadar, un nou scandal, putem spune, pe marginea acestui sistem care a fost repus în funcțiune de câteva zile, de săptămâna trecută. Liviu Dragnea cerea ca acest sistem să funcționeze din nou. Știm că este un sistem foarte scump, care a creat numeroase controverse și în cealaltă sesiune parlamentară, și iată că nici acum controversele nu se opresc. Cu siguranță vom mai vedea astfel de spectacole, putem spune, în Parlamentul României, aici, la Camera Deputaților. Da, un spectacol deosebit. Mulțumesc foarte mult, Alina Sorocean. Niște oameni care se ceartă de foarte multe ori, din păcate, cam ca la grădiniță. Noastră știți despre ce e vorba și noastră știți. Dar cred că e bine să acceptăm asta. Parlamentul este locul dezbaterii. În Parlament trebuie să se certe oamenii, nu în stradă. Ăsta e rostul în democrația al Parlamentului. Domnul Ghișe, eu sper să nu se ajungă ca băieții în Vietnam, care s-au luat la bătaie prin Ucraina. Păi mai bine să se bată în Parlament decât în stradă. Să se bată, nu vorbeam despre dezbatere, vorbeam despre o... Deci Parlamentul este un loc în care e bine acolo să fie conflict. Să te cerți, că e parlare, vorbire, oamenii se ceartă. Pentru orice, domnule Ghișe. Păi nu pentru orice. Dar ce, se ceartă pentru orice? Adevărul e că pentru un jurnalist să se bată parlamentarii e... Mama știrii, nu? Aur. E aur, da. Dacă jurnaliștii ar putea să-i convingă pe deputați și senatori să se bată zilnic, ar fi mare cerere. Până acum nu s-au bătut niciodată. Mare cerere. Dar acum, eu subscriu ce spune domnul Ghișe și spune un lucru de mare bun simț. Parlamentul și etimologic asta înseamnă. Da. O dezbatere, o discuție care nu poate fi cu zâmbetul pe buze, pentru că acolo se discută soarta țării. E adevărat, și am... Din păcate, am experiența să-mi permit să spun ce spun. Nu se discută mai mult soarta țării și a țăranilor, în sensul noastră a populației, se discută de multe ori soarta lor, a parlamentarilor și a intereselor de grup sau personale, ceea ce e cel mai dramatic. Vai, dar ei nu sunt aleși poporul. No, acum, lăsați ironia că este lucru, doamna Petraru, este un lucru dramatic să constați că în forul legislativ al țării se discute interese de grup, interese oculte, uneori mafiote și de foarte multe ori de persoană sau grup restrâns. Că dacă s-ar certa pe soarta copiilor bolnavi care n-au vaccin sau nu au bani să plece până la operații pe afară, pe unde să scape viața micuților, cum se spune, că nu mai putem spune copii, sunt micuți, soarta micuților, ar fi ok, dar nu ăsta este motivul. Acum se ia la harță Parlamentul României pentru dublarea numărului de parlamentari din diaspora pentru alegerile din 2020 și cât? Dumnezeu, să vă dați seama că iei un pahar... Pui în el nimic. Nu, stați. Pui în el nimic și faci o agenție. Eu nu v-am întrebat, domnul Ghișe. Dom'le, au un proiect de lege. Proiectul ăla de lege care a intrat pe ordinea de zi se referă la numărul de parlamentari de diaspora. Acum vreți să discutăm serios? Cum vi se pare că în Parlamentul acestei țări, că acum au imagini B1, eu le văd în plasma de acolo, le pot da și pe post. Sunt o grămadă de aparate în sală care au costat o grămadă de miliarde, sute de mii de euro, și nu funcționează. Păi vă spun eu de ce nu funcționează. Ca și la Senat, unde am fost amândoi. Când nu s-a dorit să nu funcționeze instalația care măsura electronic, n-a funcționat. De ce? Pentru că era nevoie de vot la mână. La mână numără, după cum bine știm, că numără cel care conduce ședința. Da? Deci credeți că e și deci întrebați-i pe români, doamna Petraru, întrebați-i pe români. Oameni buni, cum vi se pare că ați dat din banii voștri sute de mii de euro pentru o instalație care nu funcționează? Vreți să vă spun că mâine va funcționa? Deci să înțelegem că se defectează când trebuie? Înțelegeți ce vreți noastră? Nu e folosită. Eu mă îngrozesc să aud doi foști parlamentari, senatori, care spun același lucru, că e normal. Păi cum să mai avem... Dumneavoastră spuneți că e normal că așa se întâmplă în Parlament? Dumneavoastră spuneți că mâine o să-și revină sistemul... E normal să se certe în Parlament, e mai bine decât în stradă. Asta am spus despre dumneavoastră. Este o anomalie groaznică
să nu poți număra electronic voturile, să le numeri cum vrei tu. Dar tot dumneavoastră ați spus că mâine acest sistem o să-și revină. Am aproape convingerea. Păi bun, și atunci cum Dumnezeu să mai avem noi încredere în politicieni? Dar cine va trebui să aveți încredere, doamnă? Dar am acest drept și am această pretenție. Să aveți încredere în ce? În activitatea politicienilor și în transparența lor. Sunt diferit să aveți încredere. Eu vă spun așa, haideți nu mă luați la mișto, că chiar nu-mi place chestia. Dacă îmi puneți în gură cuvinte pe care nu le-am spus, eu n-am spus că... Ați spus că mâine o să aveți garanția că mâine o să revină acest sistem. Am spus exact așa și repet, am cum să zic, proprietatea vorbelor mele. Mâine am aproape convingerea că acest aparat, această instalație va funcționa. S-a întâmplat de repetate rânduri în Senat în mandatul trecut. Pe asta vă bazați? Nu, că s-a mai întâmplat? Mă bazez pe interesele oculte ale celor care nu și-au dorit ca aparatul să meargă, doamnă. Și atunci dumneavoastră nu mă înțelegeți de ce sunt eu dezamăgită? Păi, și ce faceți cu dezamăgirea? Ce ați făcut? Păi, ce fac? M-am implicat în politică și încerc să duc chestia asta până la capăt. Păi vreau să vă spun ceva. Și partidul pe care dumneavoastră îl reprezentați sau îl frecventați, a avut reprezentanți care au știut că se întâmplă chestia asta și nu au făcut nimic. Domnule Barbu, cred că atacurile astea la persoană nu sunt tocmai ok. Nu, chiar nu, n-are rost aici. Așa că am venit, acum am coborât de pe Marte, acum, doamna Petraru. Chiar nu e o țintă acum să vorbim despre ce crede dumneavoastră. Mie mi se pare o știre mare ce s-a întâmplat. Faptul că este folosit în mod abuziv un defect pe care eu îl consider creat într-un aparat controlat... politic. Aparatul de vot este controlat politic. Și asta spuneam și eu. Asta e foarte grav. Și doamna, cu distinție și cu respectul pe care îl port, îmi spune mie că eu sunt mulțumit. Nu sunt mulțumit, sunt siderat. Asta încercam să spun ca și dumneavoastră. Sunt siderat că se poate și nu face nimeni nimic. Eu nu ți-am spus că sunteți mulțumit. Atât. Eu am spus doar că... Atunci vorbim aceeași limbă. Dacă amândoi ca cetățeni... Deci v-ați înțeles până la urmă? Spuneți că mâine își revine să ajungi la aceeași concluzie. Spre deosebire de dumneavoastră și eu și domnul Ghișe, singurii din acest platou, am participat practic la un vot cu mâna, pentru că cineva a defectat, citiți ghilimele, sistemul de vot din Senat, într-un moment în care era delicat. Dar vreți să vă spun ceva? În mod ilegal în Senat, în repetate rânduri, s-a dus cineva și a cerut vot secret când nu era normal și procedural să ceri vot secret, doar pentru ca toate partidele să-și ascundă în acel vot secret o mârșăvie. Asta vi se pare normal față de aia care ne-au trimis în Parlament? Vă spun eu, nu. Tocmai asta este, că nu este normal. Iar eu când mi-am spus punctul de vedere la ceea ce a spus dumneavoastră, ca un contrapunct de vedere, dacă vreți, mi-am asumat acest risc ca dumneavoastră să mă certați, că eu sunt siderată de ceea ce spuneți. Pe mine m-a surprins faptul că dumneavoastră ați înțeles greșit complet, că eu sunt de acord, eu sunt domnule, haideți să mergem la originea poveștii astea. Cine face în așa fel încât se defecteze? E un șmecher acolo, apasă pe butoni și se strică? Vă spun eu. Defectorii. La lăutari, e o vorbă din popor, poporul știe asta, cine dă banul comandă melodia. Așa e, la Parlamentul României cine are majoritatea comandă aparatele, doamnă. Dacă aveți vreun dubiu, înseamnă că sunteți fie venită ieri în presă, fie vreți să ne provocați pe noi. Domnule Barbu, dacă dumneavoastră aveți siguranța că se întâmplă așa, de ce nu a ieșit până acum această informație? De ce nu ați făcut o interpelare? Eu am spus-o și în poziția de senator, pentru că și cât am fost senator, tot ziarist am rămas. Dar acum, sincer, în Parlament e un șmecher... N-a ieșit informația asta? A ieșit, stați puțin. Da. Știți că legea pensiilor în 2010 s-a votat cu 80 de voturi și președinta Camerei a anunțat 170 de voturi. Da, un moment celebru, da. Da, a ieșit. Super mediatizat. Dar cine apasă? Cu precizare, nu că tu apăi pe Robert Anastase. Atunci nu exista în Camera Deputaților, nu exista sistem. Dar cine are acces la buton? Președintele Camerei? Discuție tehnică. Cine? Și... Cine, domnule Ghișe? Butonarii. Și noi poporul, dacă tot butonarii. Cine-s butonarii ăștia, domnule Ghișe? Păi trebuie să vă interesați cum îi cheamă. Oamenii n-au nicio vină. Atenție, nu dați vina pe staffurile de la Camera și de la Senat. Păi încerc și eu să lămuresc. Dumneavoastră ați fost acolo, nu ați fost doar ca invitați. Ei sunt în slujba politicului. Cine are majoritatea, are decizia. Auziți, eu când am intervenit altceva am vrut să evidențiez în emisiunea dumneavoastră că e bine când oamenii se ceartă în Parlament. Da, pentru că există un regulament, se ceartă într-un mod organizat. Conflictele din societate trebuie rezolvate în Parlament, nu pe stradă cu băta. Doamne ferește. Asta e democrația. Iartă-mă, Ioane. Vreți să fac așa o analiză de 30 de secunde a ceea ce s-a întâmplat, ce a dat colega noastră Sorocean?
în Parlamentul României, majoritatea care detestă diaspora, căci despre voturile din diaspora era vorba, doamna Petrar. Da. Era vorba de parlamentarii români, da, care se reprezintă diaspora. Se reprezintă pe majoritatea actuală, sunt o analiză nu politică, o analiză jurnalistică. Majoritatea actuală care detestă să moară în chinuri diaspora care nu votează cu noi și a dorit să nu discute dublarea numărului de parlamentari pentru că ar pierde PSD-ul și ALDE, ar pierde niște locuri în Parlament pe care diaspora le-ar avea. E interpretare. Adică PNL-ul iubește diaspora și PSD-ul nu iubește diaspora. Nu știu unde ați greșit, e o interpretare, nu avem unde să știm că e așa, dar e grav. Dacă vreți să avem un dialog serios, aici e cheia. E grav. Acum preiau eu ce a spus dumneavoastră. Dezavuez nu este temeinic ce a spus domnul Barbu, nefundamental. E invers. Da, e invers. Bun, aș vrea să vorbim acum, apropo de ce se mai întâmplă și la putere, pentru că în Parlament vedem, se ceartă și domnul Ghișe spune că e bine că se ceartă. Dar că e firesc că e stradă, în Parlament, nu în stradă. Dar se pare că nici măcar în coaliția de guvernare nu sunt lucrurile foarte clare, pentru că încă se discută, încă se caută un ministru la justiție. Lucrurile nu sunt clare, am auzit tot felul de variante pe surse. Liviu Dragnea a declarat că a discutat deja cu Sorin Grindeanu despre nominalizările de la Ministerul Justiției și cel al IMM-urilor și la rândul său premierul Grindeanu spune că e posibil să fie un om din afara partidului. Ați găsit un nume la Ministerul Justiției? Mai multe chiar. Până miercuri, sau miercuri, o să venim cu aceste propuneri și la Ministerul Justiției și la... În momentul în care venim, o să venim cu o singură propunere. Există varianta de a fi un apolitic, dar există și varianta de a fi un membru din coaliția de guvernare. Da, s-a vorbit și de domnul Chirica și se va vorbi miercuri. Poate îl pun pe domnul Chirica, ministrul Justiției. Ce surpriză ar fi asta? Păi dacă e inginer, ar avea calificarea. Vai, domnul Ghișe, păi, câtă răutate. Păi doamna Gușet n-a fost propusă de la Justiție și e ingineră? Dar n-a fost doamna Gușet ministru. A avut era într-adevăr o prestație nefericită. Da. Păi a fost o lecție. Era să fie, nu? Da? Era mai... să fie, da. Mai era că... și un domn cu veveriță pe cap care... Acum eu vă spun ceva. Dumneavoastră presa în mod tradițional puneți multă energie în jocul ăsta și pasiune. Cine o să fie? Ce contează cine o să fie? Păi important contează că e poate ce se face. Este scandal, poate vine iar este domnul scandal, ca să... Important e ce se face. Dacă politicile care se fac sunt bune. Și acum ce este de făcut la justiție este ca... într-o perioadă cât mai scurtă de timp, să se corecteze ceea ce a constatat Curtea Constituțională, că în codurile alea penale sunt greșeli. Și să se corecteze și ce a făcut domnul Iordache? Ce să se corecteze? Dar păi ce a făcut domnul Iordache? A avut în primul rând o comunicare defectuoasă. În primul păi și în primul rând. Viitorul ministru al modul justiției, în care... comunicarea astea fostului ministru. Da, să învețe din greșelile domnului Iordache. Orice partid degeaba face lucruri bune dacă nu știe să le comunice. Corect. În altă ordine de idei, dacă mă uit la discursul domnului Dragnea, mă surprinde. Vii să spui că trebuie un CV. Acum, serios, nu știm cu toții că ne trebuie un CV serios când ne ducem pe un asemenea post. Ce înseamnă apolitic? Înseamnă tehnocrat, da, nu? Păi poate să-și asume PSD-ul o chestie de genul ăsta? A mai fost. Domnul dinainte... Gianu, de la IMM? Domnul Gianu era tehnocrat. Doamna Macovei inițial a fost tehnocrat, a fost, bine, într-un guvern PDL. A fost și doamna Pivniceru. Doamna Pivniceru, da, un exemplu foarte bun. Da, eu cred mă refer la momentul domnul... ăsta al PSD-ului cu imaginea care nu prea... Care cam și domnul Cazanciuc a fost inițial în afara partidului, ulterior s-a înscris după ce a ajuns ministru. Dar s-a înscris bine, că acum e senator. Da, e adevărat, s-a înscris bine. Dar e posibil să fie de la ALDE? Atât vă întreb. Sau portofoliul ăsta e al PSD-ului sau al unui tehnocrat? Eu presupun că e al PSD-ului. Domnule avocat. Din punctul meu de vedere, decizia este foarte, foarte, ar trebui foarte bine cântărită și trebuie luată o decizie corectă. O decizie corectă ar însemna un bun profesionist al dreptului, cu un CV impecabil, recunoscut în lumea juridică ca fiind un om echilibrat, ca fiind un om independent, un om care nu are niciun fel de partipris și care are curajul să pună în aplicare politicile penale care trebuie spuse în aplicare. E adevărat, domnul Iordache a gafat pe comunicare. Din câte înțeleg, este un om cu foarte mult bun simț, un om foarte muncitor, dar a gafat prin comunicare. Atât înainte de apariția ordonanței, să nu uităm că nu mai mult de 24 de ore înainte, în discuția pe care a avut-o cu doamna Laura Codruța Chioveș, și a spus că nici vorbă de
de ordonanță care să vizeze grațierea sau amnistia, a doua zi s-a dat, ceea ce nu trebuia să se întâmple, nu trebuia să comunice nici vorbă de așa ceva, iar imediat după ce a fost publicată această ordonanță, a ieșit la conferința de presă și mereu răspundea cu altă întrebare, nu trebuia să iasă. Deci din punct de vedere, din punct de vedere al comunicării a greșit. Noul ministru va avea o misiune extrem, extrem de dificilă și să nu uităm contextul. Va trebui să armonizeze politicile penale, să pună în concordanță cele 50 de decizii ale Curții Constituționale, va avea multe lucruri de făcut, să pregătească opinia publică și să explice de ce. Dar preiau ceva ce spune domnul avocat, că trebuie să fie un om echilibrat. În ultima perioadă, în ultima săptămână, au apărut foarte multe nume pe surse. Judecători, chiar un avocat foarte cunoscut, care este și profesor universitar la Facultatea de Drept. Nu, nici nu vreau să le dau numele, că nu știu dacă e neapărat în avantajul lor. Și imediat apărau comentarii. A, păi el a fost în procesul nu știu care și a dat știu ce decizie. A, păi da, altul, bineînțeles, oameni care comentau pe rețelele de socializare. Credeți că mai există un om în domeniul justiției care să fie întru totul echilibrat, obiectiv, să n-aibă niciun fel de partipriuri? Mai există? Credeți? Da, o să vă răspund invocând jurnalistul bătrân care știe să citească printre rânduri. Eu m-am uitat la ce a spus domnul Grindeanu la Bruxelles, unde tocmai ce a fost. A fost la Bruxelles, unde a avut niște întâlniri. A făcut două afirmații. Una care nu avea aparent nicio logică. Nu m-am întors de acolo cu foaie de parcurs, adică nu mi-au dat ea teme pentru acasă cum au dat altora. Și m-am întrebat așa, de ce oare spune Grindeanu că n-a primit teme? Că nu l-a întrebat nimeni, vă spun eu. Pentru că una dintre temele pe care a primit-o, și e firească să fie, și azi a certificat-o, da, este aceea că viitorul ministru al justiției trebuie să fie un om care să agreabil și cu care să se poată discuta în plan european. Agreabil, adică agreat de Europa, adică de Bruxelles, și cu care să frecventabil. Nu cred că va fi din PSD sau dacă va fi, va trebui găsit unul care să fie aproape fată mare. E greu să găsești o fată mare în PSD, ca și în alte partide. Au fost două nume vehiculate. Atunci, drept, da, ecuația se simplifică, necunoscutele devin mai puține. Viitorul ministru al justiției, nu sunt eu Mafalda, a nici venit ieri, va fi un nume pe care Europa să-l recunoască ca fiind un posibil partener de dialog în domeniul justiției și principala problemă și a Europei și a noastră nu este armonizarea, cu scuzele față de distinsul domn și amic avocat. Nu, principala problema lui este să gestioneze sistemul juridic din România, care e în colaps. Instanțele, grefierii, judecătorii, vraful de dosare per capita, situația din penitenciare, sunt probleme de o gravitate maximă, sistemul e aproape de colaps. Noi ne ducem acum după fentă, cum se spune în fotbal, după povestea asta cu 13-14, ordonanța astea. Deci este posibil să fie un om din afara sistemului? Eu cred că domnul Grindeanu, și bine a făcut premierul, a discutat cu europenii, cu liderii, cu decidenții europeni, în principal despre acest subiect. Bă, prietene, pune la justiție pe unul, vorbește cu Dragnea și explică-i, băiatul ăla de la București. Bă, trebuie să puneți unul la justiție care se poate să vină la Strasburg, care să vină la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care să vină la Bruxelles cu capul sus să discute cu noi. Că noi suntem miezii. România e o parte a miezului ăsta mare numit Uniunea Europeană. Da, interesantă abordarea și e foarte corect până la urmă să fie așa. Să dar omul fie un a făcut, a avut bunul simțul și declare. Printre rânduri, pentru conexiunea și declarat-o. E bine până la urmă dacă se ia în calcul acest lucru. Între timp însă, că vorbeam de scandal în Parlamentul domnului Ghișe, o să-i placă, pentru că mai e unul, înțeleg că refuză să conducă ședința de la Senat domnul Tăriceanu. Respingerea ordonanței 13 va fi făcută fără domnul Tăriceanu la prezidiu. De ce? Poate știe Adrian Păsărin. Te ascultăm. Numai puțin. Revenim. Domnule Ghișe, ne spuneți după. Întâi ne spune colegul nostru. Te ascultăm. Alo. Bun găsit. Președintele Senatului spunea că nu își dorește să conducă această ședință de astăzi, întrucât avem parte de o premieră în Senat, și anume senatorii ar fi obligați să respingă o ordonanță care nu mai există. Tocmai de aceea președintele Călin Popescu Tăriceanu spunea că nu vrea să-și asume acest act. A desemnat un vicepreședinte al Senatului să conducă această ședință.
întrucât în plus spunea Călin Popescu Tăriceanu că se va abține și de la vot. În opinia domniei sale, o asemenea procedură nu ar avea loc și pune Senatul României într-o situație umilitoare. În plus, Călin Popescu Tăriceanu spunea că ceea ce se întâmplă în aceste zile nu are nicio legătură cu lupta pentru sau împotriva lupta împotriva corupției, ci este vorba despre o luptă ascunsă între o luptă ascunsă pentru putere între între persoane care au câștigat în mod legitim votul populației și alte forțe care încearcă să pună mâna pe putere. În acest moment ședința este în desfășurare. Reprezentanții partidelor de aici la Senat își prezintă punctul de vedere. Vom vedea care va fi rezultatul votului pe respingerea acestei ordonanțe. Adrian, vă rog, domnule Ghișe, explicația dumneavoastră și apoi luăm publicitate. Potrivit regulamentului, președintele de ședință, președintele Senatului, poate delega unuia din cei patru vicepreședinți conducerea ședințelor. Dar care e motivul aici? Cel pe care îl spunea acolo? Motiv, ce contează motivul? De obicei, lucrurile astea se întâmplă când sunt primite delegații. Când vin delegații străine... O venit o delegație la domnul Tăriceanu? Nu, dar eu vă spun că așa se întâmplă de obicei. Iar președintele Senatului poate să-și delege atribuțiile și să meargă să stea în sală. Stați un pic, a dat o explicație care este absolut incredibilă. Este un moment în care Senatul s-ar face de râs judecând ceva care nu mai există. Păi dar vicepreședintele Senatului pe care îl deleagă e mai prost îmbrăcat, are ciungă în păr. De ce îl pune pe vicepreședinte să conducă o ședință pentru ceva ce nu mai există? Poate e domnul ăla cu ciungă în păr și... A, deci știți că ar fi unul cu ciungă în păr, am înțeles. A, de ce în Parlament ești cu ciungă în păr? Se strică da, și da, programul... Deci așa se strică. Se strică și auziți, sistemul de vot. Este regulamentat, nu e niciun... Colegul dumneavoastră probabil că are sarcină de serviciu de a ști de la Senat și a dat o știre de la Senat. Sarcină da. De serviciu, dar păi asta se întâmplă. E reporter de teren, asta trebuie să facă. Relatarea a fost cât se poate declară. Și corectă. Și explicația rezultă din relatare. Domnul Tăriceanu a spus foarte clar, având în vedere că se discută respingerea unei ordonanțe 13, care nu mai există, deoarece a fost abrogată de ordonanța 14, domnia sa în calitate de senator și de președinte al Senatului nu dorește ca votul domniei sale să... O să vă întreb dacă ordonanța 13 a făcut efecte, a produs efecte? Ordonanța 13? Da, un efect. Vă spun eu, da, pe parte de procedură, da. Haideți să vorbim despre asta. Deci, nu, stați un pic, să înțeleagă lumea că are Tăriceanu dreptare. E interesant, aș vrea să revenim după publicitate ca să se înțeleagă, vă rog. Revenim în câteva momente. Că tot vorbeam ceva mai devreme, domnule Ghișe, despre domnul Tăriceanu. Domnul Tăriceanu s-a răzvrătit astăzi la adresa TNA mai rău decât de obicei, pentru că, da, a criticat DNA-ul de fiecare dată când a avut ocazia. Acum parcă și mai abitir. Iată despre ce este vorba. Toată lumea în România face gargară cu corupția. De dimineață până seara numai cu corupția în gură stau. Toată lumea se preocupă de efectele corupției. Nimeni nu vorbește despre cauzele corupției din România. În România, după cum vedeți, de câțiva ani buni, este o vânătoare de vrăjitoare. Foarte mulți primari au trebuit să treacă prin anchete extrem de, știu eu, neplăcute pentru ei, pentru că le-a afectat imaginea publică, nu i-a lăsat să lucreze. Foarte mulți în final s-a dovedit că sunt nevinovați. Și liderul PSD, Liviu Dragnea, a criticat Direcția Națională Anticorupție. Dragnea a spus la adunarea comunelor din România că funcționarilor le este teamă să mai semneze acte. Dragnea le-a transmis edililor că nu mai trebuie să le fie frică de procurori. Indiferent de presiuni, ca să nu existe dubii, pentru că Parlamentul este locul în care se legiferează și care se și îndreaptă legile strâmbe. Trebuie să apară foarte clar distinția între legalitate și oportunitate. Oportunitatea este acelui care a fost ales sau care a fost numit în mod legitim într-un proces democratic. Oportunitatea ți-o dă legitimitatea unui vot, obligațiile asumate într-o campanie electorală,
și libertatea de a lua decizii împreună cu Consiliul Local pentru a dezvolta comunitatea așa cum crede acel Consiliu Local ales de oameni. Prea multe instituții își dau cu părerea despre oportunitate. De ce ai făcut drumul ăla și nu l-ai făcut pe ăla? Trebuie să înțeleagă toată lumea că administrația publică din România trebuie să iasă din această stare de paralizie. Funcționari cărora le-e frică să mai semneze, primari care nu știu dacă ceea ce fac astăzi nu este reinterpretat peste un an sau peste 10 ani de zile, oameni de afaceri cărora le-e frică să mai discute cu vreun primar sau cu vreun oficial din România, mă refer la oameni de afaceri români, că ceilalți se pare că n-au o problemă. Da, e ca un fel de strângere a rândurilor, niște mesaje de forță, vă apărăm, vă facem, dar dacă nu vă apărăm și oamenii se supără. Ați văzut pe domnul Tăriceanu ce agresiv era și ce pornit? Da, să știți că în altă ordine de idei, domnul Dragnea are dreptate. Primarilor le chiar teamă să mai semneze ceva. Se uită de câte 2, 3, 7 ori pe o hârtie, ceea ce poate nu e rău, da? Poate scăpăm de chestia asta cu semnăm ca primarul. Însă, cum spuneam, adevărul este cumva la mijloc, pentru că sunt într-adevăr primari sau oameni politici care sunt hărțuiți de DNA și s-a demonstrat asta în timp, pentru că DNA-ul în ultima vreme face așa un exces de zel sau cel puțin asta se vede. Da, doamnă, poate ar fi făcut și ceva. Păi, da, dar chestia asta cu poate nu funcționează când vorbim despre politică și despre un primar, da? Oamenii aia reprezintă alți oameni, toți să fim dezamăgiți așa de la politicieni, la primari și așa mai departe. Adică gândiți-vă că avem totuși semne de întrebare și vis-a-vis de activitatea primarilor și a politicienilor, dar avem în continuare semne de întrebare și vis-a-vis de DNA. Bun, semnele de întrebare primarului de la Vâlcea, Gutău. Domnul Gutău a câștigat la CEDO. Da. Bravo. Da. Și câtă pușcărie a făcut? A făcut și pușcărie. Dar trebuie să a făcut și pușcă, deci ok. Trebuie să mai spunem un lucru, deci dacă la sfârșit un om ce câștigă la CEDO, dar întâi face pușcărie, e în regulă. Trebuie să fim corecți, să spunem un lucru. La CEDO, omului ăstuia nu i s-a spus că este nevinovat. I s-a spus că au fost încălcate procedurile, da. Și nu a beneficiat de un proces echitabil. Păi da. Procesul dumnealui se va rejudeca. Poate îl va câștiga. Doar că trebuie să fim corecți. Între timp a făcut-o. Nu e în regulă, nu spun asta că e în regulă. Dar cei de la CEDO nu îi spun unui om care are proces acolo dacă e nevinovat sau nu. Este, știu faptul că... Acum, l-am urmărit împreună pe domnul Tăriceanu. Vi s-a părut intervenția dată de B1 ca fiind acelui de-al doilea om în stat? Adică aia cu Gargara, cu golămeala aia, cu DNA-ul care este moartea. Vi s-a părut un speech, o intervenție a celui de-al doilea om într-o țară civilizată numită România? E retorică, întrebarea că nu are sens să vă pun într-o situație delicată. Păi, vă răspund că e foarte simplu. Am înțeles. Spuneți. Păi când președintele Iohannis în piață a spus că e o gașcă de penali care face acte normative. Am înțeles. Asta trebuie să vorbim la fel. Asta e mediul politic. Okay. Am înțeles. Egalitatea de tratament nu spuneați dumneavoastră, domnule Barbu, că procurorul se adresa unui om pe aceeași limbă cu el, în aceeași limbă exact, cu el. Exact, numai că ori n-am fost explicit, ori nu m-ați urmărit asta. Eu vă spuneam așa, dacă procurorul spunea adu-mi-l pe Golan să-i dau un cap în gură, dacă o spunea în presă sau în public, procurorul trebuia să plece din sistem. Numai că Tăriceanu a spus-o, știți unde? Vă spun eu, eram acolo, azi, eram acolo, am avut treabă în Senat și eram în acea proximitate. A spus-o în fața a sute de primari la adunarea foarte importantă a Ligii Primarilor din România, în sală fiind primarii. Și el a spus-o în fața tuturor televiziunilor și tuturor primarilor de vază din România. Cum să spui asemenea enormități tu, asta, șeful Senatului? Asta am vrut să scot și eu nebunie evidentă, să știți. Mai dați toată speech-ul Tăriceanu, că poate nu l-a văzut. În ce constă, după părerea dumneavoastră, enormitatea? Maniera de a te adresa primarilor din țară, referindu-te la DNA, o instituție pe care ori o închide... Deci sunt două variante. Dar ce face DNA-ul, vi se pare în regulă? Domnul Ghișu, eu nu sunt pus aici să analizez ce face DNA-ul. În privința dacă DNA-ul este ce... În privința hărțuirii unor oameni politici. De acord cu noi. Vă dau un exemplu. Povestea cu cătușele. Da. Deci, mulți dintre cei acuzați de către DNA, fie că-s primari, președinți de consilii județene, parlamentari sau miniștri, au fost plimbați prin fața televizorilor cu cătușele. Corect. După care... Așa a fost. După care... Fie că au avut o formă de s-a dovedit că nu aveau ce căuta acolo. Arest preventiv așa. Sau nu, sau rămânere la domiciliu, etc. Și în timp,
au câștigat procese sau n-au început procese. De acord. Păi de ce face așa ceva de neau, adică o încălcare de procedură? Că există un standard european. Un răspuns, pentru că mă aveam un minut, din păcate. Spune standardul european? Cătușe se pun doar în niște situații limită, sunt trei. Ori oamenii ăștia care sunt acuzați de niște fapte vechi de nu știu câți ani. Domnul Ghișe, și care nu sunt pericol, îmi dați voie să vă răspund că suntem emisiunea. În momentul în care, doamna Newland a venit la București, vă aduceți aminte momentul? Și prima vizită i-a făcut-o doamnei Chioveși și a doua a făcut-o la parchetul de pe lângă înalta curte. Să nu, și, atenție, și emisar, 2 milioane de ascultați-mă un pic, curate, emisarul fiind al domnului Obama președinte în exercițiu la Casa Albă. Dar care e legătura cu prefectura? Cine are înțelegerea faptelor și dialectica fenomenelor în România înțelege exact ce vreau. Eu vorbeam de abuzul cătușelor și până asta o trageți cu doamna Niula. Pe de altă parte, și povestea cu cătușele a fost de fiecare dată explicată. Asta e procedura, le aplicăm. Nu e adevărat. Din potrivă, se încalcă procedura internațională în materie de regine. E o discuție mai largă. Din păcate, acum chiar nu mai avem timp să... Asta merită să discutăm. Să oprăm? Da, cu siguranță veți mai veni și cu siguranță vom mai discuta. Cu siguranță. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine. Punem punct aici discuției, știri cu Gențiana Comandela.